primit vestea că aici o să fie un centru de izolare pentru coronavirus? Noi am primit un pic de reticență, pentru că au apărut comentarii din partea cetățenilor, din partea oamenilor din zonă, probabil și din cauza informării, nu știu, nu e o informare prea bună ce se va întâmpla aici. Sunt panicați oamenii? Oamenii sunt puțin panicați pentru că nu știe ce se va întâmpla, le e frică de venirea virusului aici în Ucșoara, de ajunge. Aici sunt foarte mulți bătrâni care sunt predispuși contaminării virusului mai iute decât cei. Spuneți-ne dacă locația de aici permite izolare așa cum trebuie și îngrijirea. Din punctul meu de vedere, nu cred că este o locație potrivită aleasă. Nu știu dacă cei care au ales locația respectivă au văzut-o într-adevăr și au văzut ce este înăuntru. Aici nu avem nici cel puțin apă curentă, nu avem apă caldă, deci nu sunt... Încălzire este? Încălzire pe sobe, pe lemne. Sunt camere pentru câte o persoană separat? Câte camere sunt? Sunt 8 camere care sunt amenajate, dar sunt cu mai multe paturi. Câte 4 paturi, cu 6 paturi. Au baie proprie? Da, unele au baie proprie, altele au baie pe hol. Spuneți-ne, de ce nu putem merge și noi acolo să vedem cum este, să vedem dacă... Da, am contactat administrația taberei și ni s-a spus că nu avem voie să filmăm în incinta taberei, decât din exterior. Din ce cauză nu avem voie? Nu știu să vă spun, dumnealor nu ne-au permis intrarea în incinta. Spuneți-ne dacă personal care să îi ajute pe medicii care ar veni să îngrijească aici ar exista. Personal din localitate sau de un... nu avem, adică nu avem noi. Deci ar trebui să vină toată lumea care îngrijește de bolnavi, ar trebui să vină absolut de la Pitești. Absolut, absolut. Trebuie să vină.